Încă ne rugăm pe tronica și în subitul rogăm să cu mitru, Eleonora, Vasile, Modesta, Vladimir, Gheorghe și Raisa, pentru Casie, Cătereșoara, Giacovoi și Cea, fără de voie. Și a Fiului și al Sfântului Duh. Preacucenici părinți, domnule președinte a Consiliului Județean, domnul Munteanu, doamna consulă generală la Cernăuva, domnul Ionel Ivan, estimate fieți, din portul didactic, din Consulatul General la Cernăuva, iubiți credincioși, oaspeți de la România, oaspeți din Bucovina noastră de Nord, iubiți credincioși și, în ultimul rând, stimată îndurerată familie, soție, copii, nepoți, rude și prieteni, suntem astăzi adunați aici, în jurul acestui secriu, în jurul trupului neînsuflețit a răposatului rog Dumnezeu Dumitru, cum a spus Părintele Paroh, Părintele Vasile, cu părere de rău, noi putem da astăzi ultima sărutare, așa cum se cuvine în rânduiala noastră creștinească ortodoxă. Dar i-am dat și dăm ultima dragoste răposatului rog Dumnezeu Dumitru, venind din toate părțile aici, în satul natal al răposatului Dumitru, ca să, în primul rând, să ne rugăm pentru sufletul lui. Pentru că, într-adevăr, el nu mai are nevoie acum de nimic material, de cele ce le-a pregătit în acești 79 de ani. Toată bogăția pe care o ia cu el, o vedem în fața noastră. Aceasta este bogăție materialnică și cine nu ar fi bun? Împărat sau ostaș, bogat sau sărat, președinte sau om de rând, patriarh sau un... Cu noi nu mă luăm ceea ce le facem în viața noastră pentru suflet. De ce? Pentru că sufletul este suflarea lui Dumnezeu în om. Sufletul, cum spune rugăciunea care am auzit-o la rânduiala înmormântării, viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca oaie pierdute, caută spre rogul tău că poruncile tale nu le-am uitat. Iată-te în viața noastră, vremenică pământească, suntem chemați ca să nu uităm poruncile lui Dumnezeu. Să nu uităm rânduiala lui Dumnezeu. Să nu uităm acele două porunci în care se zidește toată învățătura și legea lui Dumnezeu. De a-L iubi pe Dumnezeu, cea mai mare poruncă și a doua poruncă asemenea, primia, de a iubi pe aproapele nostru ca pe noi însumi. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și din dragostea Lui, El a creat pe om, ne-a creat pe noi. Dragostea Lui stă la temelia tuturor lucrărilor create de Creator. Cele văzute și cele nevăzute, îngerii pe care Dumnezeu le-a creat,
până la creația omului. Și de aceea, necătând că omul a păcătuit în fața Creatorului și a încălcat porunca postului, acea poruncă în rai a fost porunca postului, spun Sfinții Părinții, pentru că i-a dat omului să guste să mănânce din toți pomii acelei frumoase grădini ai raiului. Și dintr-un pom Dumnezeu l-a oprit să nu guste din el, că cu moarte vei muri. Și iată, dorința de a fi mai mare, dorința de a fi mai ca cineva, ca Dumnezeu, cum i-a spus diavolul într-o parte, în șarpe, că știe Dumnezeu că când vei gusta din acel pom oprit, vei fi ca Dumnezeu și vei cunoaște toate.